Bună ziua, bine v-am regăsit. Este joi, ora 12 și 2 minute, puțin în întârziere, dar este doar din vina mea. O nouă prea frumoasă emisiune Cappuccino cu subsemnatul și cu o invitată extrem de specială pentru emisiunea noastră, o invitată aproape permanentă, pentru că în fiecare lună avem o întâlnire cu domnia sa, doamna deputat PSD de Giurgiu, Cristina Elena Din. Să rămână, doamnă, bine ați venit în emisiune. Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua și telespectatorilor. Recunosc că mă bucur de fiecare dată, pentru că atunci când vă am în emisiune, am și eu posibilitatea să vă întreb efectiv, pentru că sunteți medic, ceea ce se întâmplă cu această nenorocire care ne tot bântuie de 2 ani de zile, această nenorocire de pandemie care pare că nu se mai sfârșește sau pare că cineva nu vrea să o sfârșească odată și tot apare așa un fel de abrambureală, ne vaccinăm, nu ne vaccinăm, suntem pro, suntem contra, ne testăm, nu ne testăm. Măsurile luate de Guvernul României par așa un pic haotice. Suntem pe ultimul loc din România la vaccinare. Conform statisticilor, noi și cu județul Suceava, suntem sub 20%. Cine și-a asumat acest eșec? Da, din păcate. Din păcate suntem pe ultimul loc. Noi ca și județ suntem pe ultimul loc la vaccinare. Ca și țară suntem pe un penultim loc în Europa. Mi se pare că după noi mai e doar Bulgaria. Din nefericire, toți se grăbesc și asume niște merite pe care le au sau nu prea le au, dar nimeni nu și asumă eșecuri în România. Și cum nu și asumă guvernul în România, nu și asumă nimeni nici la nivelul județului Giurgiu. Este păcat, tot spunem și tot discutăm de ceva vreme, de când a început pandemia, de când a început campania de vaccinare, că informarea populației nu s-a făcut corespunzător, că ieșirile publice contradictorii ale oficialităților au dus la neîncrederea oamenilor care doreau să se vaccineze sau a celora care n-ar fi avut de gând poate, dar dacă ar fi ascultat un sfat pertinent, ar fi mers către vaccinare. Din nefericire, aici suntem și, din păcate pentru noi, observați că numărul de îmbolnăviri este din ce în ce mai mare. Pericolul să ne îmbolnăvim, să se îmbolnăvească cei care nu se pot apăra, adică cei nevaccinați de COVID, este o parte a problemei. Cealaltă parte este că în momentul în care va crește din nou numărul bolnavilor de COVID, vom avea dificultăți în tratarea bolnavilor cronice, a căror viață practic n-a ajuns la cea dinainte de pandemie, deci foarte mulți dintre ei n-au avut posibilitatea în această perioadă să ajungă în spitale, nu și-au mai luat tratamentele, foarte mulți dintre ei au decedat. Auzeam o statistică a unei asociații pentru bolnavi cronici că în ultimul an foarte mare parte dintre cei bolnavi de cancer care ar fi putut supraviețui 2-3 ani s-au stins într-un singur an. Deci speranța de viață a pacienților oncologici a scăzut din motivul acesta. Nu mai merg la medic de frică acestei boli, nu-și mai continuă tratamentele și din acest motiv avem aceste statistici. La nivelul județului Giurgiu, în ultimele 24 de ore au fost vaccinate 96 de persoane, după cum urmează: Colegiul Tehnic 22 de persoane, Ateneul Bălănescu 29 de persoane, Spitalul Bolintin Vale 12 persoane, Centrul de Vaccinare Fătarele 5 persoane, Centrul de Vaccinare Joița 13 persoane, Cabinetul Medic de Familie 15 persoane.
Din cele 96 de persoane menționate, 51 au fost imunizate cu serul Pfizer, 28 cu doza 1, 23 cu doza 2, cu serul Moderna 0, 45 cu serul Johnson & Johnson. La nivelul județului Giurgiu, numărul total de persoane vaccinate împotriva COVID-19 până la ora actuală este 111.324, din care 47.000 au efectuat ambele doze, iar 5.466 au fost imunizate cu doza unică de Johnson & Johnson. Numărul total de persoane vaccinate fără programare în platformă, 6.652. Doamnă, statisticile spun că suntem la 20%, iar raportarea prefecturii Giurgiu spune că până la ora actuală sunt 111.323 de persoane vaccinate. Populația Giurgiului, dacă între timp nu s-a modificat cumva, înseamnă undeva la, erau 200 și vreo 50 de mii. Am vrut să vă atrag atenția că ați zis 100.000 în loc de 10.000. Da, doar la noi. Doar la noi se poate. Nu știu de unde. Refuz să cred, sau poate că aceasta este realitatea, că cei mai mulți dintre cei vaccinați la nivelul județului Giurgiu nu sunt din județul Giurgiu. Pentru că altfel am fi avut o rată de vaccinare mai mare de 50% la 100 și ceva de mii de vaccinați. Am fi fost fruntași. În afară de statistici, domnul Grigore, n-am văzut nimic, niciun fel de altfel de implicare din partea autorităților județene care ne conduc. N-am văzut, în afară de faptul că au mers atunci la început și au inaugurat câteva centre și au făcut pozele de rigoare, după aceea le-au lăsat în plata Domnului. Știu centre din mediul rural la care oamenii nu mai merg, pentru că, să zicem, luăm un centru, la întâmplare, nu dau exemplu pentru că l-aș ști. Este hotarele, dacă cei din hotarele s-au cam terminat, ar trebui să vină cei din zonele limitrofe localității. Ori dacă n-are nimeni grijă să-i aducă, să-i convingă, să fie o implicare largă a celor care... în care populația din mediul rural are încredere, nu o să facem nimic. Și sunt centre în mediul rural care funcționează, dar în care se stă, se vaccinează 1, 2, 3 pe zi dacă se vaccinează, unde lumea pierde timpul, nu mai zic consumul de resurse și de... Dar... Incidența județul Giurgiu 1,11%, Borintindeal 4,22, Singuren 3,55, Ogrezeni 1,94, municipiul Giurgiu 1,90. Mâine probabil o să fim în 2, asta înseamnă că intrăm în scenariul galben. Ce înseamnă noile măsuri adoptate chiar astăzi, dacă mă înșel? Astăzi este un Comitet Național pentru Situații de Urgență. Până în 3 vom putea să funcționăm ca și până acum, practic. Între 3 și 6 numai cei vaccinați vor avea acces la evenimente private. Adică nu-ți botezi, da, mormântări. Nu-ți botezi în mormântări. În restaurante, la acțiuni în aer liber cu mai mult de 1.000 de persoane, iar peste 6 se închid toate acestea și probabil că dacă nu se va întâmpla ceva în această perioadă, pe ritmul acesta de creștere vom ajunge și acolo. În acest moment sunt permise până în 3. Sunt permise întâlnirile cu 200 de persoane cu păstrarea distanței în spații închise, vreau să zic. 1.000 sau 2.000 de persoane în spații deschise pe stadioane, tot așa cu păstrarea distanței de un metru. Și școlile, așa cum știți, cu mască și fără testare, cea mai mare prostie pe care mi-a fost dat să o văd. Țipăm noi cei de la PSD de foarte multă vreme, în toată această perioadă de vacanță, să facă ceva în așa fel încât deschiderea școlilor să fie pentru o mai lungă perioadă, nu peste o săptămână să auzim că ne trimit copiii acasă, să testeze. Ei fac exact invers, parcă fac special, dar nu e numai un război politic și al declarațiilor și cine e mai deștept aici. Până la urmă avem
țara, avem copiii noștri, avem lucruri mai bune și mai importante de apărat decât războiul ăsta politic de declarații. Nu mai știu ce am putea să mai facem. Avem specialiștii care dau măsuri, nu sunt politice, deci în afara faptului că fac parte din PSD, cei care sunt cei mai în măsură să dea sfaturi, le dau din punct de vedere medical. Profesorii și cei care sunt membrii PSD, la momentul ăsta, cei mai în măsură, practic, să dea niște sfaturi de acest gen, le dau, dar nu sunt ascultate, tocmai pentru că vin din partea asta și, din păcate, pentru cei care ne conduc acum, nu contează decât asta. În fapt, vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă. Cu toate acestea, prin natura activităților pe care le derulez eu personal, ocupându-mă mai degrabă de grupuri vulnerabile și minorități, mie mi se pare acest certificat verde pe care se pune o foarte mare bază acum, mie mi se pare o măsură discriminatorie. Cât de mult mai contează drepturile garantate de Constituția României până la urma urmei în fața unei situații medicale? Poate nu o să vă placă ce vă spun. Nu este neapărat o măsură discriminatorie atâta vreme cât nu încalc niște drepturi. Adică nu te oblig să te vaccinezi, pentru că mi se pare normal ca pentru orice administrare de medicament, cum este și vaccinul, să am acordul celui căruia îl administrez. Deci nu te oblig să te vaccinezi, dar în schimb te pot obliga să te testezi. Pentru că îi pui în pericol pe ceilalți. Și am auzit și prostia asta că, vezi, Doamne, și cei vaccinați pot transmite boala. Să vă explic cumva ceva. Cel vaccinat, chiar dacă este purtător și într-adevăr este pozitiv la o testare, niciodată nu o să fie același bun transmițător ca acela care face boala, pentru că cei mai mari donori, așa cum au recunoscut toți medicii, sunt aceia cu forme medii sau grave de boală. Deci dacă eu sunt purtător sănătos, poate să existe riscul să-ți dau boala, dar nu în așa mare măsură cum ar face-o unul care nu este vaccinat sau care face boala. Din acest motiv, eu cred că în afara campaniei de vaccinare, care ar trebui să se bazeze cel mai mult pe informare, ca oamenii să vină către asta, să vină să se vaccineze cu sufletul împăcat, ar trebui făcută o campanie masivă de testare. Dacă poate cumva să focalizeze numai puțin, doar puțin, cam așa arată certificatul acela de vaccinare european, doar dacă se poate, nu e nicio chestie. Acesta este certificatul acela de vaccinare european și încă o secundă te rog, și acesta este certificatul emis de Ministerul Sănătății pentru vaccinare. Mulțumesc mult! Da, certificatul verde european ar trebui să cuprindă așa. Da. Și dacă sunteți testat, și dacă ați făcut boala și aveți anticorp, deci aveți acoperire, nu este numai un certificat de vaccinare. Spune nume, prenume, data nașterii, certificatul de identificare, acel cod personal. Când v-ați vaccinat. Da, data, boala vizată, tot ce înseamnă asta. Numai că pentru mine, de exemplu, acest certificat de vaccinare conține niște lucruri de natură personală. Și există o lege care se numește GDPR. Eu nu pot să mă duc la un restaurant, să intru într-un restaurant, că vreau să mănânc într-o seară și să-i arăt acelui om acest certificat. Pentru că încalc o altă lege, încalc acea lege a GDPR-ului, cred. Da, nu? Va trebui să se găsească din punctul acesta de vedere o soluție, dar soluția cea mai bună ar fi să începem să ne vaccinăm din ce în ce mai mulți ca să întrerupem acest lanț. Din păcate pentru noi, la informațiile și la părerile contradictorii care se vehiculează în spațiul public, nu, oamenii nu dau semne că ar vrea să se vaccineze. Din acest motiv,
Doamne, cu tot respectul, acel certificat este o chestie emisă pe un calculator. Exact. Dacă cineva vrea să-l falsifice, acel certificat pe care vi l-am arătat eu, o poate face oricum, pentru că la intrarea într-un restaurant, eu nu cred că acel ospătar are cunoștințele. Domnul Grigore, cu respectul maxim pentru meseria de ospătar. Nu, s-au falsificat și certificatele de vaccinare. Fără discuție, adică... și ne-am trezit cu ei în spital, sigur, după aceea infectați și vaccinați. Da. Sigur. Deci, adică nu există cumva o formă prin care, haideți să găsim o altă variantă, că asta pare un pic haotică. Haideți că parcă statul ăsta parcă nu face nimic. Valeriu Gheorghiță să tot laudă că facem, dregem. Mai achiziționează încă 12 milioane de doze de vaccin. Da. Ce face cu ele, doamne? Păi ar trebui să-l întrebăm pe el ce face cu ele, pentru că rata de vaccinare este atât de mică încât aș previziona că le mai donăm prin vreo țară din Africa sau vecinilor noștri de peste Prut. Să știți că certificatul ăsta de vaccinare, în fapt, despre care este o întreagă discuție acum în spațiul public, nu ne rezolvă problema. Deci această hârtie nu ne va rezolva problema. Din punct de vedere noi, medical, nu are absolut nicio valoare. Așa, în acest moment noi avem alte probleme grave. Suntem ultimii la rata de vaccinare din Europa. Avem din ce în ce mai multe cazuri de îmbolnăvire și nu o să avem în curând unde să-i punem. Nu face nimeni o campanie pro-vaccinare în afară de cele cu stimulare pecuniară, care sunt o porcărie, că oamenii devin și mai suspicioși, că se gândesc că de ce ori vreau ăștia să-mi dea mie ceva gratis, dacă așa. Și atunci, în loc de o campanie din om în om, în care specialiștii se explice lucruri, noi suntem... ne discutăm și e foarte important din punctul nostru de vedere despre această hârtie, care poate fi falsificată oricând, așa cum spunea și dumneavoastră, și care nu ne rezolvă practic problemele. Doamne, dar au fost 3 luni. Au fost 3 luni de vară. Da. Iunie, iulie, august. La un moment dat în luna iunie, cred, domnul președinte Klaus Iohannis a venit și a spus că COVID-ul este în pauză, să știți că n-am scăpat de COVID, dar că el este într-o pauză. Doamne, ce au făcut 3 luni de zile? Păi, COVID-ul e în pauză și o să fie până după congresul lor. Știți cum a fost în pauză și alegeri, până la alegeri? Așa este și acum într-o pauză, după care o să izbucnească de nou, să ne revenim. N-au făcut nimic în această perioadă și cel mai grav, n-au făcut nimic ca școlile să înceapă în condiții de siguranță, cu asigurarea testării, cu asigurarea spațiilor pentru distanțarea elevilor. N-au făcut nimic, n-au făcut nimic, au fost atât de preocupați să se bată și sunt în continuare la fel de preocupați. Cine să rămână la putere, cu cine să se alieze, pe cine să mai dea afară, care să fie cel care, căruia să-i imputăm mai multe lucruri. Deci e o mizerie ce se întâmplă și faptul că n-au făcut nimic pentru deschiderea școlilor, pentru pregătirea acestui nou val 4 și chiar pentru dezastru care o să vină datorită creșterilor de prețuri, nu-i scuză în niciun fel. Am ajuns și la politică, că dumneavoastră ne-a dus în acea zonă. Și avem un comentariu, bine, avem felicitări, mult succes în activitate. Ce părere aveți, Renata Ioana, nu știu cine este, nu mă interesează. Ce părere aveți despre înnoirea clasei politice Giurgiu Vere? Ați avut în echipa dumneavoastră, ca și partid per ansamblu, oameni tineri pe care i-ați promovat și au plecat la prima mișcare din partid. Practic, ați încurajat mișcarea traseistă, nu dumneavoastră singură, ci toată echipa de conducere. De ce PSD-ul Giurgiu Vere nu iese să spună concret ce fac sau ce nu fac cei de la PNL, care dețin actuala putere în județul Giurgiu? De ce atâta tăcere? Credeți că PSD Giurgiu se va reforma în actuala formulă, fără oameni nepricepuți la ministere, fără analfabeti semidocți? Are PSD Giurgiu puterea de a se reforma? E un pic alambicată întrebarea, da. Dar merită un răspuns. Sigur, eu nu fac parte dintre cei care au tăcut. De fiecare dată când am avut ceva de spus, am spus despre colegii mei deputați de Giurgiu și nu numai despre ei, despre guvernarea PNL, pentru că despre asta vorbim. Am spus de fiecare dată, fără teamă,
ce n-a fost bine și am venit și cu argumente, sper eu, viabile atunci când am atacat ceva. PSD Giurgiu se reformează, suntem oameni tineri, suntem canalizați fiecare pe ce știm mai bine, ceea ce e foarte important, pentru că provenim din domenii diferite de activitate și ne desfășurăm activitatea în Parlament pe aceste domenii. Părerea mea este că a trecut vremea politicienilor care se pricepeau la orice și la nimic. Este vremea să avem specialiști acolo unde se fac legile, pentru că cei care hotărăsc soarta unei țări trebuie să facă în cunoștință de cauză pe fiecare domeniu în parte. Se va reforma sau nu PSD Giurgiu în actuala formulă? Cu siguranță se va reforma PSD Giurgiu în actuala formulă. Cei care au plecat, mă rog, n-au fost alegerea mea neapărat. Am văzut că doamna, într-adevăr, a recunoscut că n-au fost alegerea mea. Au fost alegerea unei alte conducere a PSD Giurgiu. La momentul ăsta, ăștia suntem giurgiuveni în cea mai mare parte, cu o singură excepție, și cred că suntem pe drumul cel bun. Acum, asta e o părere poate subiectivă, că este a mea și sunt foarte implicată, dar se va reforma PSD Giurgiu, cu siguranță. Sunteți unul dintre cei mai activi parlamentari giurgiuveni și vă felicit. Pentru că nimic nu este întâmplător, doar ce am vorbit despre vaccinare, primesc pe browser o notificare, așa, gen că telefoanele noastre sunt foarte interesante. Sunt foarte inteligente, da. Și spune că vaccinare obligatorie sau testare. Vezi categoriile care ar putea fi... Adică doar am vorbit despre vaccinare și oamenii Știu, mi se întâmplă și mie. Nimic nu este întâmplător. Da. Haideți să continuăm cu politica. Doamna, ați mai mers pe stradă în ultimul timp, printre oameni? În campanie electorală știu că ați făcut-o, că am făcut-o împreună. Dar ultima oară când ați fost pe stradă și ați vorbit cu oamenii? Să merg pe stradă să opresc pe cineva? Nu, dar tot timpul sunt pe stradă. Adică mă întâlnesc cu oameni, cu cunoștințe, îmi fac cumpărăturile fără bodyguard. Oamenii sunt foarte îngrijorați. Să știți că am perceput și prin județ am fost, cu diferite ocazii, că nu trebuie să te duci neapărat să bați la poarta omului, că te întâlnești cu el în diferite ocazii. Oamenii sunt foarte îngrijorați și principala lor preocupare este scăderea nivelului de trai. Pentru că salariile s-au plafonat, pentru că prețurile au crescut foarte mult la energie, facturile la utilități, pentru că înțeleg și ei, cum înțelege toată lumea, că această creștere a energiei electrice se va repercuta asupra tuturor celorlalte prețuri, pentru că toate vor depinde de acestea. Și atunci oamenii sunt îngrijorați și eu le înțeleg îngrijorarea. Pensiile s-au plafonat, salariile s-au plafonat, energia electrică și termică crește, vine o iarnă care se anunță a fi grea din ce spun meteorologii. Oamenii sunt, COVID-ul ăsta circulă și lumea e foarte speriată, e timorată, unii dintre ei sunt disperați că nu mai pot ajunge să-și ia tratamentul. Starea de spirit în România nu este una bună. Numai cei care ne conduc acum nu văd și nu simt și ei sunt fericiți. Și se bat pentru chestii care n-au practic nicio importanță pentru omul simplu de rând. Oamenii sunt îngrijorați, este ceea ce am sesizat. Fac de mult politică și țin legătura cu oamenii. Nu cred că am văzut, nu mi-amintesc, poate doar atunci pe vremea 97, când când strângeam cureaua, când s-au micșorat salariile, când erau oameni disperați că nu-și mai pot plăti ratele la bănci. Ei, cam atunci am mai văzut un pic de disperare, dar acum cei mai mulți dintre ei sunt speriați de ce va urma și nu văd nimic din partea celor care ne conducă. Toți oamenii, știți, în condiții de criză, atenția toată e îndreptată către oficialități, să vadă ce fac aceștia pentru ei. Din păcate, nu fac mai nimic, ați văzut și dumneavoastră, încă se ceartă.
Am ajuns și noi, cei din opoziție, să ne dorim să treacă Dumnezeului odată congresul ăsta al PNL și al USR, că poate se mai apucă și ăștia de făcut ceva, că se duce țara de izbeliști. Eu vorbesc foarte mult cu oamenii. Sunt plecat în fiecare săptămână, în două, trei comune, sate, stăm de vorbă cu acei oameni. Majoritatea dintre ei sunt persoane vulnerabile. Oamenii sunt speriați. Oamenii expun în felul următor. Pentru iarna asta, pentru o casă, trebuie să-și cumpere undeva în jur de 7-10 tone de lemne. O tonă de lemne s-a făcut 600 de lei, vorba să facă 750 de lei. Energia a crescut fantastic. Deci energia electrică. Și vă spun de la mine, în luna iunie am plătit 240 de lei factura, în luna iulie și august 460 de lei. Gazul aproape că se va dubla. Asta înseamnă că, de exemplu, la mine, anul trecut, anul ăsta, în februarie, când a fost luna cea mai rea și mai geroasă, să spunem, și am plătit 450 de lei pentru un apartament cu 3 camere, probabil că va fi undeva la un 900 de lei în această iarnă. Doamne, salariile nu au crescut, venitul minim garantat nu a crescut, alocațiile nu au crescut, pensiile nu au crescut, creșterea însă este undeva de un plus de 600-700 de lei, în plus numai la facturile de acum. Fără să mai vorbim de faptul că euro a trecut de 5 lei, fără să mai vorbim de prețul de la benzină, de la combustibil, care a sărit în aer. Se apropie de 7 lei. De 7 lei. Față de anul trecut în luna mai, când era 4,21. Așa este. Deci e aproape 80% o creștere. E foarte mult. Ce facem cu acești oameni, doamne? Partidul Social Democrat este acel partid al oamenilor. Este partidul care încerca să impună de fiecare dată această zonă de social, de protecție socială, de ajutor, de sprijin pentru oameni. De-aia vă și vota oamenii. Ce facem cu ei? Păi noi deja am făcut câte ceva și suntem pe cale să mai facem. Deși a fost foarte greu, am profitat, mărturisesc, de acest război ca să trecem o lege pe care noi o propunem de mult în Parlament și care trecuse, după cum știți, cu termen de aplicare anul viitor în toamnă. Legea consumatorului vulnerabil. Am reușit prin lobby-ul făcut și datorită faptului că s-au mai rearanjat treburile majoritățile în Parlament să trecem cu aplicare de la 1 octombrie din acest an legea consumatorului vulnerabil și am reușit de asemenea să creștem un pic cuantumurile ajutoarelor acordate de către stat celor care într-adevăr au nevoie de ele, la lemne de foc și la energie electrică, pentru că într-adevăr cei care au mai mare nevoie de ajutor sunt aceia care se încălzesc, au o casă prăpădită și au și ei acolo niște lemne cu care să se încălzească. Am făcut asta, am reușit să mărim un pic și cuantumul de la care se încadrează în această categorie persoanele pentru încălzire de la 800 până la 810 lei pe persoană pentru o familie sau 1445 de lei în cazul unei persoane singure. Ca cineva să înțeleagă, în cazul în care într-o familie sunt trei persoane da? Și au venituri... Au un singur salariu, de exemplu, care poate să fie 1500 sau chiar 2000. Dacă sunt sub această sumă, 2430, se încadrează în a primi acest ajutor. De asemenea, am propus o lege, îngrijorați, foarte îngrijorați de creșterea facturilor la energie și la gaz, am propus și țipăm de mult și avem de mult pregătită legea. Plafonarea prețului. Pentru că una e plafonarea și alta e subvenționarea pe care o încearcă acum guvernul. Subvenționarea înseamnă practic că eu, stat, dau unor furnizori, unor prieteni din energie niște bani. Plafonarea înseamnă măcar pentru 6 luni la prețurile din ultimele 6 luni, faptul că în această perioadă de iarnă care va fi mai grea, oamenii își vor putea, cum să zic, vor avea predictibile veniturile, că nu va mai, da, cheltuielile, veniturile și cheltuielile. Și atunci noi am propus această lege,
de plafonare a prețului la energie electrică și la gaze la media ultimelor 6 luni și subvenționarea a 50% dintre din creșteri de către stat. Noi propunem una, am văzut că guvernul vine și el acum cu o inițiativă pe care nu s-au înțeles măcar la masa verde. Știți, ies în declarații de presă primul ministru și unul dintre subalternii lui ministru energiei, așa, și se contrazic în spațiu public. Că eu nu-s de acord, dar să plătească ăia mai bogați și să nu plătească ăia mai săraci. Primul ministru spune așa, îl mai auzeam și pe unul dintre europarlamentarii lor și care spunea că nu se poate, domne, ministrul ăsta bate câmpii oriunde în lumea asta, prețul la energie, nu poți să discriminezi oamenii. E același pentru consumatorul casnic, pentru... Este în spiritul a ceea ce a însemnat toată această guvernare. Ieșim public și ne contrazicem. Haos. Și ne contrazicem. O să văd până la urmă ce se va concretiza din ceea ce noi suntem cu legea în Parlament. Cred că mai curând va fi adoptată legea noastră, că până se mai ceartă ei un pic, vine și Congresul, nu se prea mai ocupă. Noi sperăm să rezolvăm și această problemă importantă pentru populație în această etapă în care ne aflăm. Cel puțin din punct de vedere al protecției sociale, de 2 ani de zile nu există nimic, absolut nimic pus pe piață. Iar ceea ce mă miră pe mine foarte tare este că acea ordonanță 114 pe care ei au fost primul lucru pe care l-au abrogat. Da. Exact asta făcea cumva, exact asta făcea, menținea... Acea ordonanță 114 prevedea 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie. Era. A fost mare problemă și mai era ceva pe... mai erau niște taxe impuse băncilor, profitului realizat de bănci și cum au venit, cum au abrogat 114, pentru că aveam niște prieteni de rezolvat și eram foarte dator, ne ajutaseră să câștigăm alegerile. Nu s-au gândit în schimb că va ajunge să fie în România jungla asta. Înțeleg că este peste tot în Europa, dar tu în România trebuia să faci un inventar al capacităților de producție, să vezi, liberalizăm piața foarte bine, am eu capacitatea sau investesc în ceva ca să-mi asigur măcar energia pentru populație, pentru consumul populației și o-i vedea eu ce mai fac după aceea, nu. Ba mai mult, închid și alte capacități de producție acum, în ultima perioadă, ca să omor de tot. La nivelul stocurilor de gaze de acum, în acest an, 40% din populație nu va putea să primească decât raționalizat gaze, pentru că nu... Eu sper ca să nu avem și prețurile mari și raționalizare. Asta ar fi chiar culmea. Dar măsurile astea nu trebuiau luate acum, pentru că cei care ne conducau, specialiști, au oameni care previzionează lucruri. Nu așa, mă trezesc, astea sunt măsuri herupiste, știți? Mai ales că a ieșit PSD-ul că vine colege, ieșim și noi. Dar noi nu suntem hotărâți cum o să o facem, mai să ieșim și noi la o declarație publică să spunem. Până la urmă, bun ce-o fi dacă e pentru oameni, numai că nu mai am încredere. Numai să fie ceva. Spania a făcut acest lucru de care vorbim dumneavoastră. Aici au și Cehia. Deja, da. Prețurile ele, am înțeles că și în Cehia și înțeleg că și Polonia și Ungaria vor iniția aceeași măsură pentru că se consideră că prețurile sunt crescute artificial, iar nivelul salarizărilor din țările respective nu este același cu media Uniunii Europene. Da. Și este normal să spună că dacă prețul la gaze este la fel ca în Germania, ala din Germania câștigă 2500 de euro pe lună, eu câștig 2500 de lei. Dar eu sunt obligat să-mi apăr cetățenii mei. Trebuie să fac o evaluare a capacităților de producție, da? Să văd ce pot să-mi asigur eu din resurse proprii și după aceea să... Că asta se poate face. E o piață liberă, dar niște estimări putem să facem ca să avem un echilibru. Nu venim acum când toate sar în aer și spunem că noi nu suntem de acord cu plafonarea, că uite că o fac. Au făcut-o alții înaintea noastră ca să nu zicem noi că... Inventăm noi. Da.
Da. Ultimul subiect din această prea frumoasă emisiune este moțiunea de cenzură și circul din Parlament. Doamna, am avut ocazia să asist săptămâna trecută și spuneam și colegului nostru Ion Diaconescu la o fază care m-a scârbit. Pe mine, efectiv, am stat 12 minute, m-am uitat la ce se întâmpla în Parlamentul României atunci când a fost dat afară Florin Roman, luat de mâniță și scos de la tribuna Parlamentului. Mie, care sunt un devorator de politic, urmăresc politica că mă interesează clar. M-a făcut să schimb postul. E porcărie. Cum pot oamenii ăștia și care se mai uită încă la noi, care încă nu sunt sătui de politică și mai... Cum pot oamenii ăștia să se mai uite la clasa politică, să mai aibă încredere în așa ceva, când ei văd un asemenea circ grotesc? Domnul Grigore, ce ați văzut dumneavoastră în Parlament se datorează faptului că au ajuns în Parlament dintr-o greșeală, printr-un vot popular pe care nu putem să-l contestăm, niște personaje care n-aveau ce să caute acolo. Pentru că trebuie să ai o anumită statură, o anumită pregătire, o anumită, ca să ajungi acolo să reprezinți în cea mai înaltă instituție a statului român. Nu poți să tratezi aula Parlamentului ca și terenul de oină din curtea școlii. Deci nu se poate. Ce ați văzut dumneavoastră, din nefericire, se întâmplă în ultima perioadă, pentru că există senzația că românii sunt iubitori de circ. Există această senzație, iar unii dintre colegii mei consideră că dacă am mutat circul în Parlament, ne aduce procente mai mari în sondaje și eventual voturi mai multe. Grobianismul și neandertalismul acelor oameni n-au cum să ne reprezinte. Deci, domnul Grigore, pe unii reprezintă că au intrat acolo cu votul unora dintre noi, din păcate. Sper ca odată oamenii simpli, uitându-se la televizor, să-și dea seama că totuși nu trebuie pusă ștampila așa pe oricine vine și ne spune niște chestii frumoase și nu recomandă nimic în spate. Adică nu poți coborâ de pe camion, de pe, eu știu, pe unde ai mai fost, să nu știi nici foarte bine românește și să ajungi în Parlamentul României să transformi Parlamentul într-un circ. Felicitări, asta este și cauza pentru care populația nu se vaccinează, deoarece guvernul face să pare că acest virus este o muzlănie. Comentariile oamenilor care se uită la noi. Cu Câțu, fără Câțu, ați făcut pact cu PNL-ul să susțineți pentru guvern minoritar, doamnă? Nu. Așa pare. E foarte... Da, poate pare sau poate se dorește inducerea acestei idei. Deci, domnul Grigore, lucrurile sunt simple. Noi avem o moțiune de cenzură pe care am pregătit-o încă din vară, despre care am discutat la întâlnirea grupurilor noastre parlamentare de la mare, până să înceapă circul între USR și PNL, și pe care am hotărât cu toții de comun acord să o depunem în momentul în care avem negocieri făcute sau semnături, în așa fel încât această moțiune să treacă. Să nu transformăm instituția moțiunii de cenzură într-o chestie de asta derizorie, adică mai depunem și noi o moțiune, că e dreptul nostru în această sesiune, ne distrăm. Mai depunem o moțiune care știm că nu o să treacă. Între timp a apărut scandalul dintre USR și PNL și USR-ul supărat și nervos că le-au fost remaniați miniștrii fără să-i întrebe, că așa să arate pisica PNL-ului, scriu o chestie, iau și pe cei de la AUR care, mă rog, care sunt ușor de agățat așa, ca să mă exprim mai neacademic, și fac ei o moțiune de cenzură. Depun o moțiune de cenzură împotriva, de fapt, doar împotriva premierului Câțu. Și au pretenția, fără să vină la discuții,
Sunt discuții între președinții celor două formațiuni, ar fi trebuit să fie, între liderii noștri de grup, să vină să spună, uite, noi avem această chestie. Nu era corect. Nu era nimic corect din punctul meu de vedere în moțiunea USR, că ei aveau miniștri în cabinetul ăla pe care noi, ei vroiau să-l dea jos cu sprijinul nostru, de parcă noi am fi fost remorca de la căruța lor, cel mai mare partid de opoziție, și în fapt ar fi trebuit să nu spunem nimic despre dezastru pe care l-au provocat și ei în acest guvern. Ori o moțiune de cenzură împotriva unui guvern care a făcut numai prostii, nu presupune să dau jos un singur om, după aceea să pun la loc miniștri și să... Asta e răzbunarea lor și asta îi privește personal. Din acest motiv, ei au vrut să forțeze cumva votul pe această moțiune, practic demiterea premierului Câțu, pentru că ei au declarat nonșalanți că ei vor să intre într-un nou guvern, că ei merg la negociere, ei vor să scape doar de ăsta, dar în rest e numai lapte și miere. Câțu e problema. Au vrut să vină și să arunce vina asupra noastră. Noi nu puteam să devenim semnatari ai unei moțiuni a lor, care avea aceste vicii odată, plus că dacă eu aș fi semnat pe moțiunea lor de cenzură, ei între timp negociau cu ăștia, la votul pe moțiune n-ar fi trecut moțiunea, iar PSD-ul pentru întreaga sesiune nu mai avea voie să semneze altă moțiune de cenzură. Și atunci, liderii noștri, noi nu suntem începători. Adică PSD-ul e un partid vechi, mare, liderii au experiență. Cel mai mare din țară și câștigătorul alegerilor. Da, așa. Și atunci am zis, am vorbit foarte deschis. Adică conducerea națională a partidului ne-a adunat pe noi, parlamentarii. Noi la rândul nostru am vorbit cu reprezentanții noștri în teritoriu, ne-am strâns primarii și le-am spus care e situația. Și toți au zis, toți am zis la fel. Noi nu ne putem transforma în unealta cu care USR-ul ia capul lui Câțu ca să îi punem după aceea la loc pe ei la fel, doar că pleacă Câțu. Pentru că, în fapt, și Câțu este un rău, dar ei erau cu toții un rău. Toți cei din guvernul acesta au făcut împreună lucrurile, nu? Nu puteam să facem abstracție de jumătate de guvern care deținea portofoalele cele mai importante și unde prostiile au fost printre cele mai mari, adică sănătate, PNRR, transporturi, și să mă transform în unealta lor. Le-am spus din acest motiv că după ce își rezolvă problemele, că problemele astea de constituționalitate și de așa sunt tot între ei. Eu nu sunt parte din acest război. Își rezolvă problemele, care emoțiune vine la vot și intră pe linie dreaptă, PSD-ul va vota. Evident că ne-am dorit moțiunea noastră să treacă, să avem numărul de semnături și să terminăm cu guvernul ăsta, dar cu tot guvernul. Adică eu nu vreau să-l dau jos pe Câțu, să-mi pună ăștia după aceiași miniștri, incompetenți și vai de mama lor, și să zică gata, noi ne-am spălat. Știți? Suntem mai frumoși, mai curați acum că nu e Câțu. Nu. Asta e o falsă problemă. Din acest motiv, ei încearcă tot felul de chestii de astea de imagine să arunce asupra noastră vina că nu se votează moțiunea, că nu vrem noi, că avem blat cu PNL-ul, că îi susținem. În schimb, ei declară sus și tare și noi știm că au negocieri în continuare pentru formarea unei majorități după ce această moțiune sau a noastră va trece. Deci lucrurile nu se vor rezolva. Este doar un război de imagine pe care nu l-au câștigat, din fericire pentru noi. Am explicat și încercăm să explicăm toți pe toate căile că ei nu sunt soluția, că trebuie să plece acasă toți și într-adevăr trebuie să se reformeze între guvernul dacă vrem să avem o schimbare. Dacă nu, îl schimbăm pe Câțu, v-am zis, ca să ne răzbunăm că l-a demis pe Stelian Ion, și după aceea punem unii spălați care zic, vai, noi suntem tot aia, dar suntem mai frumoși, mai deștepți și mai curați. Eu recunosc că îmi doresc alegeri anticipate, că este probabil da? Singura soluție. Și pentru noi... Acest marazm urât care pute îngrozitor, doamne. Este girat de președinte, pentru că, în fapt, dacă el nominaliza primul ministru de la partidul câștigător, n-am fi avut
această situație. Am ajuns la finalul emisiunii, dar nu înainte de a vă mai întreba un singur lucru. Acum două săptămâni, și sper că ați văzut și dumneavoastră pe rețelele de socializare, a fost un caz, un scandal la Spitalul Județean Giurgiu cu o tânără mămică care și-a dus copilul, nu știu dacă știți speța. Am văzut ceva. A fost tratată extrem de urât cu de un medic care țipa. Nu vă întreb ce se mai întâmplă în spitalul din Giurgiu, că știu că nu e mai este complicat. Da, e puțin mai complicat, dar mă gândeam doar dacă ați urmărit, sper să aveți informații, dacă este normal așa ceva. Doar atât. Deci, dacă vorbim de tratament, am văzut ulterior un comunicat de presă al Spitalului Județean, în care, da, există niște scheme de tratament cu băuturi acidulate pentru, mă rog, nu intrăm în problemele medicale pentru care fiecare dintre cei care fac activitate medicală răspund în fața organizațiilor profesionale. Problemele de atitudine însă sunt cele care m-au deranjat totdeauna, atât la colegii mei doctori, cât și la personalul mediu sanitar, și pentru care în vremurile în care am fost manager dădeam cu barda, ca să spun așa, și pe care nu le-am agreat. Pentru că această profesie este una cu aplecare către oameni și oamenii vin acolo disperați, iar tu, indiferent de ce probleme ai avea acasă, trebuie să să le uiți și să te dedici exclusiv pacienților. Atitudinea aia nu-i sănătoasă și n-are ce să caute într-un sistem sanitar normal. Acum, salariile, dacă până atunci faptul că erau salariile alea mizerabile și erai la mâna, eu știu, cui, pentru că n-ai fi avut posibilitatea să te întreții, nu mai există. Salariile sunt mulțumitoare pentru personalul medical, iar atitudinea lor trebuie să fie în consonanță cu aceste salarii. Despre problemele de atitudine, probabil că spitalul va face o analiză, se va întruni o comisie de etică, cel puțin așa ar fi normal. Nu mai știu detalii despre ce se întâmplă în Spitalul Județean Giurgiu decât ce mai spun pacienții. I-am mai atenționat așa cu câte o chestie, că după aceea să nu zică cineva, eu nu mai am ajutat Spitalul Județean, deci să mă înțelegeți bine, când au avut câte o problemă, eu am fost interfața care s-a dus prin toate locurile să-i ajute. Se pare că cei care conduc acum spitalul țin totul așa într-un secret, de parcă ajutorul venit din partea oricui n-ar fi bun. Da, știți cum e. Doar să sesizez situația ca Atitudinea n-a fost una corespunzătoare, cu siguranță, și sper să fie din ce în ce mai rară. Omul care ajunge acolo chiar ajunge într-o situație disperată, nu poate să știe care este criza, cât de sigur, grav este, sigur, care este nivelul de intervenție rapidă, că poate fi pe lista aceea la gradul 3, nu știu, la verde, roșu, sigur, galben, cu siguranță abuzăm. Dar omul ăla e al lui, este subiectiv, este al lui. Este subiectiv. Abuzăm de serviciu de urgență, pentru că urgențele mari câteodată întârzie să fie tratate din cauza unor probleme minore pentru care ar trebui să mergem în altă parte. Asta nu spun numai eu ca și cunoscător al activității de la Giurgiu, ci e la nivel național. Faptul că ne doare un deget și ne-a durut două săptămâni, mergem în noaptea asta la urgență și vrem să fie cineva acolo să... E adevărat, e subiectivă, știți cum e, pentru orice om problema lui e cea mai importantă. Absolut. Și există și reversul, să știți, și eu am pățit-o personal și vă aduceți aminte, eu cu puștul meu în coma aproape diabetică, cu glicemie 23, am ajuns la urgență, mă rog, oamenii de acolo m-au cunoscut și mi-au luat copilul din brațe, în timp ce domnișoara de la recepție m-a întrebat dacă am certificat de naștere al copilului. Vă dați seama că situația n-a mai știu și eu cazuri, dar... N-am să scot certificatul de naștere când eu eram copilul. Da, putea să-l uit așa acasă, fără sincer. Discuție. Da. Fără discuție. După aceea s-a legat totul, bineînțeles că copilul era în calculator, pentru că... Sigur, era... sigur. Se mai întâmplă, sunt erori, atâta vreme când nu sunt făcute cu rea credință și cu cât nu este practică curentă. Și au trecut 55 de minute de când suntem în emisiune. Am înțeles. Suntem la finalul acestei emisiuni. Un mesaj care de obicei de fiecare dată pentru cei care se uită la noi. Scăpăm de cuțu sau nu scăpăm de cuțu? Da,
oricare dintre moțiunile de cenzură ar ajunge la vot, PSD-ul va vota. Marea noastră dorință este să scăpăm de Câțu, dar să scăpăm de el cu tot cu guvernul ăsta, care nu e bun de nimic. Îmi doresc să putem să ne punem în aplicare și să trecem de Parlament legile cu plafonarea prețurilor la energie electrică și cea cu consumatorul vulnerabil și să ne fie tuturor puțin mai bine. Aveți grijă de dumneavoastră, e foarte important, vine iarna și se pare valul 4. Al infecției cu SARS-CoV. Mulțumesc tare mult, doamna deputată, pentru participarea în emisiune. Aceasta a fost prea frumoasă emisiune Cappuccino de azi. Eu nu o să vă spun să aveți grijă de dumneavoastră, că așa îi spun soției mele și când îi zic să aibă grijă de azi, să duce la coafor, să duce la machiaj, să duce la chestii de genul ăsta. Până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni cu un nou invitat, vă doresc, în primul și în primul rând, să fiți sănătoși și să avem noroc de vremuri mai bune. Zi frumoasă!